Cred că este unul dintre cele mai grele videoclipuri de făcut la mine pe canal, pentru că vă voi povesti, vă voi spune o poveste foarte interesantă și foarte emoționantă din punctul meu de vedere. Acum depinde fiecare cum o va lua, dar m-am hotărât să fac treaba asta pentru că consider că nu e... nu știu, un mare secret, nu știu, ceva foarte corect să ascund de voi treaba asta. Și oricum, la un moment dat voi dezvălui și acest mister, acest secret, dacă vreți, despre viața mea, din punctul altora de vedere, este un secret. Așa că hai să începem. Așa cum știți, fac YouTube de mai bine de 3 ani. Bine, contul meu e deschis mult mai de demult, dar de când am început eu canalul de YouTube, nu v-am spus foarte multe legate de ceea ce înseamnă familia mea, de ceea ce înseamnă rudele mele. Nu știți prea multe decât știți multe despre familia lui Daniel. E evident că filmând, nu ai cum să nu filmezi. Și mai ales dacă am văzut că ei nu au nicio problemă cu treaba asta, am zis ok. Dar despre mine nu v-am spus prea multe pentru că, în primul rând, nu am considerat neapărat că e necesar să știți așa din trecutul meu sau despre familia mea. Și totodată pentru că consider că fiecare persoană trebuie să aibă și o latură de mister. Adică nu tot ce... despre tot ce se poate vorbi trebuie neapărat pus în online. Dar am primit un mesaj sau un comentariu, nu mai știu exact. Nu, cred că vorbeam cu cineva prin mesaje. Și mi-am povestit așa puțin viața mea. Cineva de pe YouTube, care face YouTube la momentul acesta, și din vorbă în vorbă am dat și despre treaba asta cu povestea vieții mele. Și m-a întrebat de ce nu fac publică treaba asta și i-am explicat problemele sau punctele mele de vedere, de ce nu aș vrea să fac neapărat publică treaba asta. Dar mi-a dat de gândit de atunci și am zis că eu oricum am un videoclip în care mami povestea viața mea, dar nu a ieșit în tocmai cum am vrut eu, așa că îl voi păstra pentru mine și am ales să fac videoclipul acesta ca să povestesc eu cu cuvintele mele și la un moment dat, dacă, nu știu, îmi voi schimba gândirea, voi vorbi altfel, nu știu, va fi altceva de spus, probabil voi face o parte a doua. Nu vreau să țin foarte lung videoclipul ăsta, dar nu știu exact cât va ieși, pentru că e o poveste lungă și nu mi-am făcut nicio schiță, deci nu știu exact ce voi spune sau în ce ordine va fi totul, dar sper din suflet să rămâneți până la capăt, pentru că zic eu că o să vă miște povestea asta și totodată eu sper să inspir oamenii care au trecut pe aici și să le arăt că se poate duce o viață normală, chiar dacă viața ta poate în spatele camerei a fost și este o viață destul de grea. Să începem cu începutul. Acum 27 de ani m-am născut și m-am născut în niște circumstanțe destul de grele. În sensul că mama mea nu a putut să mă crească, provenind dintr-o familie săracă. Încerc să mă exprim cât mai sincer și cât mai liber și cât mai, într-un mod cât mai frumos, pentru că nu vreau să jignesc pe nimeni și totodată consider că așa am fost crescută, așa că sper din suflet să-mi iasă până la capăt. Nu știu foarte multe legat de familia ei, de chiar nici de familia mea, dacă vreți. Ea este singura pe care o cunosc, mama mea. Și pentru că m-ați mai întrebat de-a lungul timpului despre treaba asta și a fost un pic ciudățel, chiar și la nunta mea a fost destul de ciudat. Probabil cei care au fost la nunta mea și au primit invitațiile au văzut
o chestie destul de ciudată. Dar să revenim, deci nu știu foarte multe despre familia mea în general, știu doar despre mama mea și fratele meu, chestii pe care le-am mai pomenit la mine pe canal. Dar, la capitolul mamă, probabil ați observat din poze de pe Instagram, de pe Facebook, că este o persoană foarte în vârstă. Și aici vreau să vin cu explicația, pentru că am făcut așa o mică paranteză. Nu este mama mea care m-a născut, dar pentru mine, la momentul acesta, ea este mama mea 100%, mama mea bună, dacă vreți așa. Deci am, o să vedeți pe parcursul acestei povești, că am mai multe mame, pentru că așa am fost eu, așa m-am născut, așa am crescut, așa e personalitatea mea, așa sunt eu ca om. Și până la momentul acesta, chiar și la momentul acesta, spun mamă unei persoane care n-are nicio treabă cu mine. Știu că te uiți, mami Jenny, dar o să vă povestesc în continuare ce și cum. Deci, așa cum vă spuneam, m-ați văzut în poze, probabil pe Instagram și pe Facebook, cu o doamnă care este mult mai în vârstă. Doamna aceasta are 83 de ani. Ea este femeia care m-a crescut, deci după cum v-ați dat seama, eu nu am crescut cu mama mea adevărată. Nu vreau să dau foarte multe detalii legat de ea și legat de treburile astea, ce s-au întâmplat, dar o să vă spun câte ceva așa din trecutul meu ca să înțelegeți un pic mai bine, pentru că v-am zis, tot am primit întrebări și m-au rugat oamenii să le povestesc și așa mai departe și am zis că e momentul să fac un pic public treaba asta. Am crescut de la vârsta de 11 luni alături de ea. Cum am zis, mama mea adevărată nu a putut să mă crească, nu a avut condițiile necesare, așa că m-a dat în grija acestei doamne. Doamna aceasta a lucrat la o căsuță de copii. O căsă de copii nu foarte mare și ceva mai deosebită față de căsuțele de copii despre care ați auzit. În sensul că, nu știu, s-au auzit multe, multe experiențe urâte cu copii mici și lăsați pe zi, pe olițe, legați cu lanțuri, chestii din astea, lucruri care te cutremură. Am auzit și eu într-un videoclip recent de la o tipă de pe YouTube, chiar urmăream. Și ce vreau să vă spun este că la căsuța aceasta unde eu am crescut a fost cu totul diferit. Normal că existau și momente în care mai primeai o bătaie, mai primeai o palmă, na, chestii de genul ăsta, pentru că fiind foarte mulți copii și foarte puțin personal, vă dați seama că e inevitabil să nu existe probleme. Nu fac videoclipul ăsta să blamez pe nimeni, nu fac videoclipul ăsta ca să arăt cu degetul sau să spun chestii urâte despre trecutul meu, nu, din contră, eu sunt foarte fericită, norocoasă și mereu îi mulțumesc lui Dumnezeu că am trecut prin experiența aceasta. Poate veți considera că este uimitor sau, nu știu, ciudat într-un fel, ca o fată care a crescut la o căsă de copii să spună așa ceva, dar să știți că sunt 100% sinceră și vă spun, o să vă vedeți mai parcursul poveștii mele, că nu a fost întotdeauna roz, dar eu am ales, crescând și analizând așa viața mea și lucrurile prin care am trecut, faptul că eu cu adevărat am fost o fată, o femeie, o fetiță la momentul acela, binecuvântată de Dumnezeu. Să revenim. Deci doamna aceasta lucra la căsa de copii, era bucătăreasă și avea în grijă undeva la 20-20 și ceva de copii, tot așa, din familii destrămate, familii care nu i-au putut crește și treburi de genul acesta. De ce spun că doamna asta a avut grijă de mine? Pentru că fiind cea mai mică de acolo, 11 luni, vă dați seama, clar aveam nevoie de îngrijire mult mai specială, mult mai apropiată. Așa că, da, asta țin minte că mi-au zis și mami și mai mulți care m-au îngrijit, pentru că nu a fost numai ea la început care m-a îngrijit,
Când am crescut un pic mai mare, atunci a fost ea cea care mi-a acordat 100% atenție. Bun, să trecem mai departe. Când aveam, nu știu, să zicem undeva la 5-6 ani, când am început să conștientizez așa lucruri și când am primele mele amintiri. Multe chestii le am din amintiri pentru că am avut și casete video și mi-aduc aminte prin ele, așa, de perioada aceea. Dar în rest, din povestite, din văzute, din poze, pentru că fiind la casă de copii și având acces așa la mai multe chestii de genul oameni străini care veneau la noi și ne făceau poze, făceau documentare și chestii de genul ăsta, am avut, cum să zic, o șansă mai unică ca să am amintirile astea prin poze și prin videoclipuri, având în vedere că în 1995-96 sau, na, 96-97 poate nu erau atât de ușor de accesat lucrurile astea, fotografia și videografia, sau poate zic eu prostii, aberații, dar eu așa cred, la momentul ăla era foarte greu ca să fii în posesia unei camere foto, de exemplu. Așa că tot începe undeva la vârsta aceea, din ce mi-aduc și eu aminte, când mami a putut să aibă o îngrijire mai, cum să zic, mai apropiată sau mai specială, în sensul că noi deja la vârsta aia deja eu o știam de mami, de mama mea, deja pentru mine era singura mea mamă. Deși mama mea adevărată tot venea și mă vizita, mi-aducea fructe, eu știu ce mai mi-aducea ea, asta țin minte, o fază așa scurtă, dar ea venea cu tatăl meu vitreg, deci niciodată cu tatăl meu adevărat. Legat de treaba asta nu pot să vă spun decât că în certificatul meu de naștere este o liniuță. În fine, trecem peste asta. La vârsta de 5-6 ani, deja eu am început să merg cu mami acasă, pentru că ea nu stătea la căsuță, vă dați seama, fiind job, mergea la ea acasă și avea și ea mama ei, rudele ei, mama ei de care avea grijă, mama ei, cum îi ziceam eu, și deja lucrurile au început un pic să se schimbe. Oricum, lucrurile erau foarte tensionate, dacă vreți așa, pentru că eu, fiind cea mai mică, primind cea mai multă atenție, e clar că unde un grup de copii, care, na, sunt și ei mici și nu înțeleg foarte multe, e clar că există acolo niște probleme, se produc acolo niște probleme. În principal, gelozie, vă dați seama. Așa că, bineînțeles că eram cea mai urâtă, dacă vreți, din punctul ăsta de vedere, pentru că eu eram, cum am zis, privilegiată și primeam cel mai bun tratament, dacă vreți, într-un fel. Pentru că ceilalți copii nu aveau atât de multă atenție din partea mamei, din partea lui mamei, bucătăresei, deși, bineînțeles că mamei nu a făcut neapărat diferență între mine și alții, eu și am fost o tipă, o persoană care am fost super lipicioasă și super prietenoasă, așa că probabil mă gândesc eu că m-a ajutat și felul meu de a fi și pur și simplu personalitatea mea. Nu zic că alți copii nu erau sau nu căutau, dar eu așa consider la momentul acesta că a fost să fie așa, pentru că foarte mult a contat și personalitatea mea. Ca să înțelegeți mai bine, de exemplu, și fratele meu era acolo, pentru că am crescut amândoi, diferența dintre noi fiind de 8 ani, și el nu a fost așa de apropiat de mami. Mami avea grijă de el și, la fel, avea drag de el cum avea drag și de mine și de alți copii, doar că el nu a fost atât de apropiat, probabil fiind și băiat, cum am fost eu. Și clar, pentru el, mama a fost mama care l-a născut. Deci pentru el nu a putut fi mami care este pentru mine mami, ci el a crescut, vă dați seama, până la 8 ani, a crescut cu ea, deci clar, nu a putut să aibă aceeași relație cum am eu, cu mama mea, cu mami. O să zic mami și mama mea pentru că altfel nu știu cum să le diferențiez. Oricum, mama mea adevărată pentru mine nu este. Adică eu îi spun mamă, dar
nu simt că este mama mea, vă dați seama, crescând cu doamna asta, chiar dacă eu am văzut-o pe ea nu foarte des, am văzut-o așa de câteva ori, dar nu pot să consider că este mama mea. Mi-e milă de ea și așa, dar nu pot să o consider mama mea. Să revenim. Când am început să merg cu mami acasă, cum vă ziceam, au început și problemele. Sau poate, nu știu, poate mai devreme au început problemele. Țin minte că era un videoclip în care eram toți copiii, pentru că bineînțeles că făceam și treabă. N-ai cum să nu faci treabă la căsuță, oricât de mic ai fi. Treburile astea sunt inevitabile. Țin minte că era un videoclip în care curățam porumb, coceni. Făceam, nu coceni, știuleți din aia de porumb, îi curățam și țin minte că eu mă plimbam pe acolo, nu știu, încercam și eu să fac chestii, mai probabil făceam și prostioare și unul din băieții de la căsuță m-a luat și m-a băgat într-un butoi și a aruncat cu coceni în mine. Și eu plângeam și mami spunea să fie cu minte, să nu mă mai necăjească, pentru că le plăceau să mă necăjească, bineînțeles, fiind cea mai mică și... na... fiind și răsfățată, pentru că n-ai cum, când ești mic și ai un tratament special, așa, și țipam, bineînțeles, și mi-aduc aminte prin videoclipul ăla că, na, a fost o perioadă grea, pe care eu nu înțelegeam la momentul ăla, nu știam de ce, dar acum, analizând toată situația, îmi dau seama și, într-un fel, le dau dreptate copiilor să se fi purtat așa cu mine, pentru că nu a fost, asta e doar o experiență, doar unul dintre momentele în care eu, să zicem așa, am plâns sau nu m-am simțit bine sau m-am simțit ofensată, dacă vreți. Trecem mai departe, am crescut mult mai mare, probleme au fost ca peste tot, deci nu aveam cum să le evităm, fiind mulți copii și fiind de toate națiile și de toate personalitățile, care mai cuminți, care mai năzdrăvani, am întâmpinat destule momente și dificile, destule momente, dar nu vreau să povestesc despre asta, vreau să povestesc despre viața mea, atât. Pe la vârsta de 7 ani, 6 jumate, 7, cam așa, mi s-a descoperit și talentul pentru pian. Vedeți și aici lângă mine un pian. Nu pot să zic că e moștenire, pentru că nimeni din ce știu eu, din familia noastră, nu are talent muzical, decât eu cu fratele meu. Fratele meu, nu știu de unde a moștenit, nici el, probabil de la Dumnezeu. Dumnezeu ne-a dat la amândoi talentul ăsta. El a început să cânte primul la pian. Tot așa, probabil pentru că aveam ureche muzicală, pentru că, nu știu, am avut noi așa înclinații spre muzică de mici și era și foarte multă muzică la căsuța de copii unde am crescut și așa s-a dezvoltat pasiunea asta noastră pentru pian, pentru muzică în general. Și pe la vârsta de 6 jumate, 7, cam așa, de fapt, cred că eram mult mai mică, cred că aveam 6 ani, să zicem așa, m-a dat și pe mine la pian, m-a dus la profesoara la care făcea și fratele meu și ghiciți ce, profesoara nu m-a primit, pentru că eram prea mică, nu știam să citesc și a zis că mai las-o un an să crească, să meargă la școală și apoi pot să o aduci pe ea să facem pian. Nu am fost numai eu cu fratele meu dați la pian, deci au fost mult mai mulți copii și la alte instrumente, dar noi doi am fost cei care am rămas așa constanți sau nu știu, care chiar am dus până la capăt și am învățat să cântăm la pian foarte bine. Bine, și mami m-a ajutat foarte mult pentru că la început nu-mi plăcea, uram pianul, dar asta e o altă poveste. Uram să fac exercițiile alea plictisitoare, dar acum... bineînțeles că îi sunt mulțumitoare lui mami, că fără ea nu cred că aș fi reușit să o duc la capăt nici măcar eu. Bun, trecem și de asta. Am crescut mai mare, m-am dus la școală. La școală am avut note bune, cel puțin în general am fost premiantă din clasa 1 până în clasa 4. După aia, din clasa 5 deja am început să o las mai moale, deși și în... de la 5-8 am avut note bune, nu pot să zic că am avut și premiul 1 și premiul 2, nu, premiul 2 și premiul 3, probabil astea au fost și mențiune probabil în ultima clasă, dacă mi-aduc eu bine aminte, dar asta datorită profesoarei
mă rog, învățătoarei mele, care tot așa a prins drag de mine și eu, v-am zis, fiind așa o fire, de toată lumea m-am lipit de-a lungul vieții mele, cu care am avut treabă, s-a lipit foarte tare de mine și m-a ajutat în ceea ce înseamnă învățătura. Mergeam și făceam ore la ea, mai stăteam și la ea, la un moment dat a vrut să mă înfieze. O poveste foarte faină și aici. De-a lungul timpului am avut multe familii care au vrut să mă înfieze, dar nu am reușit pentru că am fost foarte lipită de mami. Vă dați seama și n-am putut niciodată să o părăsesc. O să revin cu povestea asta și mai târziu când m-am făcut mai mare, pe la 18 ani. Dar până atunci, până, nu știu, să zicem la 14 ani, am avut foarte multe tentative din astea de a fi adoptată. Am avut o tentativă chiar de merge și în America, la o familie de doctori, pentru că tipa care a înființat căsuța avea legături așa cu oameni de peste tot, ea fiind africancă, dar trăind în America. Mă rog, astea-s detalii. Avea foarte multe legături cu mulți oameni, la fel fiecare copil avea un sponsor și așa aveam legături cu oamenii din străinătate. Plus că în fiecare an se făceau tabere, ca să înțelegeți mai bine, adunări în care veneau oameni din străinătate voluntari și pur și simplu petreceau câteva săptămâni cu noi și făceam activități, mergeam în drumeții, chestii de genul ăsta. Pur și simplu, făceam activități din astea frumoase. Și de asta spun că a fost o căsuță de copii diferită, pentru că am avut parte de multe lucruri pe care poate într-o familie normală nu le-am fi avut, n-am fi avut parte de ele. Așa că, cum ziceam de treaba asta cu înfiatul și posibilitatea mea de a merge în America, am încercat. Am fost la viză, dar nu mi s-a oferit viză pentru că nu prezentam garanție că mă mai întorc. Trecind peste asta, la fel, m-am bucurat foarte mult pentru că m-a rugat la momentul acela ca să mă ajute Dumnezeu să iau o decizie bună dacă e să rămân cu mami sau nu, sau dacă e să mă duc într-o familie de americani. Așa că Dumnezeu mi-a răspuns la rugăciune și am rămas în țară. După ce am trecut și de treaba asta, m-am făcut mult mai mare și dacă vă întrebați de ce sau dacă am fost înfiată de doamna asta, răspunsul este nu. Pentru că ea fiind necăsătorită, nici la momentul ăsta nu e căsătorită, este singură, nu m-a putut înfia. Și da, a fost o întreagă poveste și pe treaba asta, adică a fost destul de greu și pentru ea probabil, dar și pentru mine, să știu că nu pot să fiu fata ei nici în acte, doar cu numele. Pentru că a însemnat foarte mult la un anumit moment dat treaba asta. De exemplu, când m-am căsătorit, după cum vă spuneam, dar o să revin și la treaba asta. A fost frustrant, probabil, cel mai potrivit cuvânt, pentru ea, cât și pentru mine, să nu poată să facă pasul ăsta, deși amândouă ne doream foarte mult, pentru că beneficia și ea, dar beneficiam și eu de mai multe treburi. Știți și voi, na, cum e să fii un copil într-o familie normală. Altă alternativă pentru ea a fost să mă ia în plasament. Lucru care chiar s-a întâmplat. Când am terminat școala generală, am hotărât să mă duc la un liceu care nu era la noi în sat, un liceu din oraș, din București. Așa că oricum căsuța nu s-a mai ținut, adică s-a desființat. Știți că la un moment dat nu au mai fost foarte multe căsuțe de copii oricum. Au fost mai mult centre de plasament, nu știu exact cum se numesc. Mă rog, mai mult familii, din ce știu eu, acum posibil să nu fie așa, posibil, nu știu, nu m-am documentat foarte mult în domeniu, dar asta știu din ce am auzit, că erau familii care luau copii în plasament și s-au cam desfințat căsuțele. Acum, da, nu știu, poate nu e așa. Dacă știți mai multe, vă rog să mă contraziceți. Ideea e că odată cu treaba asta și mami m-a luat pe mine în plasament și atunci, într-un fel, am compensat cu înfiatul, chiar dacă sunt lucruri total diferite, în sensul că atunci când ești în plasament primești o anumită sumă de bani, tu ca om care e în plasament,
Și clar te ajută un pic cu trăitul, cu acea, acel copil, adică din cheltuieli. Îți va ușura mai mult din cheltuieli, va fi mai ușor. Dacă vedeți că nu sunt foarte coerentă și chestii din astea, vă rog să mă scuzați, dar să știți că am emoții, pentru că este un videoclip foarte important pentru mine și sper din suflet să găsesc cele mai potrivite cuvinte, deși mă străduiesc și datorită emoțiilor îmi e puțin greu, dar oricum eu am o problemă din asta de exprimare și v-am mai spus de când am început eu canalul de YouTube că voi avea probleme și că vreau să mă dezvolt pe treaba asta, de asta probabil am și început canalul ăsta de YouTube, să mă și dezvolt vorbind foarte mult în fața camerei și na, în fața voastră. Oricum am dezvoltat foarte mult de-a lungul timpului, dar să revenim la ale noastre. M-a luat în plasament banii pe care îi primea mi-i dădea mie, pentru că la momentul acela eu eram la liceu și bineînțeles că aveam nevoie de bani. Dar ce vreau să vă spun este că viața mea s-a schimbat total după ce am împlinit 14 ani, pentru că am plecat de la căsuță, am fost pe acolo doar în vizită din când în când și cumva am avut și eu familia mea, viața de familia mea pe care mi-o doream și s-a simțit cu totul altfel. Deși nu mai eram atât de des pe acasă și la căsuță mergeam din ce în ce mai rar, a fost o perioadă foarte frumoasă după ce am crescut și m-a luat mami în plasament. Nu spun că perioada când am fost la căsuță a fost rea, din contră v-am spus că mulțumesc lui Dumnezeu că am trecut prin experiența asta și că am crescut acolo, pentru că altfel cine știe ce se întâmpla cu mine dacă trăiam cu mama. Deși fratele meu a crescut și a fost ok până la vârsta de 8 ani, dar eu fiind fată și fiind și frumușică, mi s-a spus chestia asta și nu că mă consider eu sau sunt o narcisistă sau chestii, dar așa mi s-a spus și vă spun și vouă ca să înțelegeți un pic contextul, nu că vreau eu să mă dau mare sau nu știu chestii în astea, dar fiind un pic mai frumușică, să zicem așa, într-o familie din asta destrămată, e foarte greu să nu ți se întâmple chestii. Mai ales într-o familie ca a mea, cum a familie, cu o mamă, așa ca a mea. Așa că nu vreau să dau foarte multe detalii, dar cred că înțelegeți ce vreau să zic și unde bat. Am crescut, m-am dus la liceu, v-am zis, în București, a fost o perioadă foarte frumoasă, 4 ani de zile nemaipomeniți, bineînțeles a fost greu pentru că venind de la țară unde era altfel nivelul de învățătură, la București unde erau printre liceele de top cel în care eu am fost, nu vă dați seama că am intrat printre ultimii, dar important e că am intrat și că am reușit să îmi fac cumva viața mea și drumul meu în viață și a fost printre copiii, nu cei mai buni, dar printre copiii acolo, medii. La liceu m-am întâlnit cu alți oameni care tot așa au vrut să mă înfieze la un moment dat. Mi-a ușurat foarte mult viața de atunci, de când i-am întâlnit și pe ei acolo. Am avut o perioadă foarte, foarte frumoasă, nu vreau să pun accent foarte mult, decât pe ultimul an când eu l-am cunoscut pe Daniel. Până atunci, mai având și alți prieteni și încercând să găsesc un om care să... un bărbat sau un băiat la momentul acela care să mă iubească și să mă accepte așa cum sunt, pentru că au fost mulți care m-au refuzat tocmai pentru că m-am deschis și le-am spus cine sunt eu cu adevărat și treburi din astea și bineînțeles că un copil de la o casă de copii este privit ciudat sau, nu știu, este foarte greu uneori acceptat de societate, tocmai pentru că sunt concepțiile astea că și pe bune dreptate la un anumit moment dat, dar uite, în cazul meu nu a fost așa și cu căsuța unde am fost eu, copiii de la căsuță de copii sunt traumatizați și unii dintre ei probabil nu au o viață prea bună sau prea nu ajung la un anumit nivel în care să zici, bă, sunt ok cu omul ăsta lângă mine. Unii pur și simplu și pentru că aleg ei, dar și pentru că așa e viața lor, așa și-o fac ei. Vor fi mult mai diferiți față de exemplu de un om ca mine. Da, vă spuneam că mă voi accentua foarte mult pe anul din clasa 12-a, când l-am cunoscut pe Daniel. Până atunci v-am spus să am mai avut și alte relații, dar nu m-am simțit cu niciun
prieteni, cum am simțit cu Daniel în siguranță, cum am simțit că el este alesul și chestii de genul ăsta. Vă spuneam că o să revin la anul acesta cu căsătoria mea, pentru că nefiind înfiată de mami, atunci când m-am căsătorit a fost foarte ciudat la invitația mea să fie două nume care n-au nicio treabă cu numele meu. În sensul că pe mama mea o chema într-un fel, pe familia lui Daniel într-un fel și pe mine în alt fel. Deci era tot o zarvă. Adică pe familia lui Daniel era normal să-i cheme într-un alt fel, dar să fie mama mea și cu mine cu nume diferite a fost foarte ciudat. Dar cine mă cunoștea și bineînțeles că toți cei care au fost în nuntă din partea mea, cel puțin mă cunoșteau, știau treaba și povestea. În fine, ăsta e un detaliu așa, poate nu atât de important. Dar da, am trecut și peste asta, a fost o nuntă frumoasă, care va rămâne pentru mine, na, în istorie și în viața mea și în inima mea pentru tot restul vieții. După asta deja lucrurile au început să se lege și să capete mai mult sens, pentru că deja făceam familia mea și îmi fac familia mea și la momentul acesta, pentru că până la momentul acela, să zicem că eram așa, eram fericită, bineînțeles, cu mama mea, cu mami, dar simțeam că lipsește ceva, pentru că mami nici nu e genul de persoană care să, adică a avut și ea o viață grea și nu e genul de persoană care să te îmbrățișeze prea mult, să te iubea, să spună că te iubește și chestii astea. Și eu duceam lipsă de treburile astea, așa că avându-l pe Daniel în viața mea, clar, viața mea a fost cu adevărat întreagă și am avut cu totul un sens. Așa că, da, cam asta ar fi așa în mare despre mine. De fapt, în mare, cred că acum știți cam tot despre mine. Sunt multe detalii pe care nu le voi spune, legat de căsuță, legat de cum a fost experiența mea acolo și chestiile astea, pentru că nu asta vreau să scot în evidență și pur și simplu vreau să împărtășesc cu voi din povestea mea, care a fost și este în continuare o poveste, din punctul meu de vedere, frumoasă, pentru că, v-am zis, nu găsești peste tot căsuțe din astea de copii unde să ai parte de un tratament de genul acesta sau în care să ai o viață puțin mai ușoară. Așa că, prin experiența mea, sper din suflet să încurajez oamenii care poate, nu știu, nu au un copil și își doresc foarte mult, dar nu pot să facă un copil, cum este și cazul meu și al Daniel, cel puțin la momentul acesta. N-am încercat toate soluțiile posibile, dar dacă nu va exista, vă dați seama că voi recurge și eu la treaba aceasta pe care vă voi spune acum. Dacă se poate să faceți un bine, cum a făcut și mama mea pentru mine, mami, așa v-aș îndemna și pe voi să faceți, pentru că nu veți ști ce binecuvântare veți primi de la Dumnezeu. E adevărat că sunt foarte grele situațiile de genul acesta și sunt de înțeles, pentru că nu crești un copil al tău care e din sângele tău, dar să știți că dacă vă interesează să vedeți și opinia lui mami și să vă povestească așa puțin din ce simte ea și cum a fost pentru ea toată experiența asta, pentru că la momentul acesta eu trăind aici, deja cumva drumurile noastre s-au separat, deși noi păstrăm legătura în continuare și ea pentru mine va rămâne tot timpul mama mea adevărată, voi rămâne tot timpul îndatorată pentru că m-a crescut și a investit în mine și toate cele. Dar, într-un fel, și eu am ajutat-o, fiind cu ea și ținându-i companie, ea nefiind căsătorită, după cum am zis. Și poate dacă veți vrea, o să fac și cu ea un videoclip în care să filmez ceea ce simte ea și cum a fost pentru experiența asta cu un copil de la căsuță, crescut. Probabil nu va fi aceeași chestie într-o familie cu ambi părinți, cu mamă și tată. Probabil va fi diferit pentru voi dacă veți înfia un copil, pentru că mă gândesc că fiind și un tată, va fi cu totul diferit față de cum a fost pentru mine, pentru că eu am fost și genul poate puțin mai lăsată liberă, gen nu am avut restricții sau
Am făcut tot timpul ce m-a tăiat capul, fiind cu mami și mami neavând o autoritate atât de puternică cum ar fi probabil autoritatea unui tată. Dar sunt sigură că acel copil va crește și va fi mulțumitor toată viața lui pentru binele pe care l-ați făcut pentru el. Pentru că vă spun din experiență, dacă nu aș fi fost cu mami și dacă nu aș fi trecut prin experiența asta, probabil, poate în ziua de astăzi nu aș mai fi existat. Sau poate aș fi fost cel mai rău lucru din lume. Da, asta cred că s-ar fi întâmplat cu mine, având în vedere, așa, din câte știu că se pot întâmpla cu copiii care sunt crescuți pe străzi. Dar asta voiam să vă spun, să vă îndemn, dacă considerați că puteți să faceți un bine în lumea asta și aveți puterea necesară, resursele necesare și inima să faceți treaba asta, să o faceți, pentru că Dumnezeu va răsplăti. Mami cred că este cel mai fericit om după pământul ăsta, pentru că m-a avut pe mine și mă are pe mine, pentru că, după cum vedeți, are o viață super lungă. Dumnezeu a înzestrat-o cu sănătate, putere de muncă, înțelepciune, bunătate, iubire, i-a dat o inimă. Deci, eu n-am mai văzut un om ca ea, atât de iubitor și atât de răbdător, atât de blând, atât de înțelegător. Mami, ca să înțelegeți un pic, odată în viață nu m-a criticat, m-a susținut în ceea ce am vrut să fac, întotdeauna a fost acolo pentru mine. Și chiar și în asta cu YouTube-ul, deși nu înțelege foarte multe, vă dați seama, la 80 ceva de ani nu poți să înțelegi de ce ai vrea să-ți expui viața pe YouTube și chestii din astea. Nu poți să înțelegi că chestia asta poate să fie și un job, un ceva din care să trăiești, dar nu m-a judecat niciodată pentru ce am făcut, chiar dacă a fost greșit sau negreșit, întotdeauna a lăsat la alegerea mea, mi-a zis: Georgiana, cum crezi tu că e mai bine? Eu mă rog pentru tine, mă rog la Dumnezeu să te guide, să te îndrume și să faci cele mai bune alegeri doar cu căpuțul tău, atât. În rest, niciodată nu m-a judecat pentru ce am făcut, cum am făcut, când am făcut. A fost, deci, și este cel mai bun om de pe pământul ăsta pe care eu l-am întâlnit. Este exemplul meu în tot ceea ce înseamnă un om matur, un om al lui Dumnezeu, un om credincios și va rămâne întotdeauna la fel. Videoclipul ăsta e dedicat și pentru ea, pentru că merită să îi se știe povestea și ei și a mea și bunătății pe care a avut-o ca să facă un așa sacrificiu super mare, fiind singură și să crească un copil de la vârsta de 11 luni până la 20 și ceva de ani. La 20 de ani m-am căsătorit, așa că pot să zic că ea m-a crescut până la 20 de ani, dar și la momentul acesta mami este omul din spate care mă ajută în orice, și dacă am nevoie de bani, și dacă am nevoie de un sfat, și dacă am nevoie să mă asculte, orice, 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 ea este acolo întotdeauna. Și vă spuneam la început că am avut mai multe tentative din asta de a fi înfiată și am avut de-a lungul timpului foarte multe persoane cu care m-am împrietenit, persoane cu care am rămas și la momentul acesta la nivelul de mamă, cum vă spuneam, de mami Jenny, care tot așa și dânsa cu soțul au avut un impact foarte mare asupra vieții mele, pentru că de-a lungul timpului și-a pus amprenta prin foarte multe chestii în viața mea și chiar soțul ei a fost unul dintre persoanele care m-a ajutat, dacă vreți, ca să ajung la căsuța aceasta de copii și să fiu îngrijită și crescută. Și pentru mine ei rămân niște părinți, poate nu părinți cum e mami, dar niște părinți spirituali și prin felul meu de a fi, eu pe ea o numesc mami Jenny, chiar dacă nu este mama mea, dar așa consider eu că este pentru mine o mamă spirituală, așa că așa îi spun. La fel, mai am și alte persoane care tot așa îmi sunt dragi, cum v-am spus, persoana care m-a ajutat la școală, învățătoarea mea, doamna Bianca, care tot așa rămâne și va fi întotdeauna în sufletul meu, doamna Bianca, sau Bianca, ca așa îi spun eu, la momentul acesta, cu soțul ei,
La fel și părinții doamnei Bianca, la fel și ei au avut un impact foarte tare asupra mea și mereu când mă duc acasă să-i vizitez și pe ea și pe ei. La fel Raluca și Marius, care tot așa au vrut să mă înfieze la un anumit moment dat, dar tot așa nu s-a putut, cu care tot așa am rămas foarte apropiată. Bineînțeles, lor nu le spun mamii și tati, pentru că ei oricum sunt mult mai apropiați de vârstă cu mine decât mamii, care are 80 de ani. La fel, am mai avut o familie care tot așa au pus o amprentă foarte tare asupra mea, Gabi și Vasile de la Matca. Poate ați mai văzut că am mai pomenit de Matca pe aici, pe acolo, în vlogurile mele și de legumele de la Matca și chiar acum câteva vloguri bune. Ați văzut că am primit un pachet de la Matca, este de la tipa asta, Gabi și de la Vasile, care au am rămas așa în legături foarte strânse și fiecare dată când am ocazia să mă duc la Matca și sau să fiu în România, clar trec și pe acolo și încă păstrez legătura cu oamenii ăștia și îi prețuiesc și o să-i prețuiesc toată viața mea, pentru că toți m-au ajutat la un anumit moment dat. E foarte important să ai legăturile astea, pentru că ca un copil de la o căsuță unde nu ai o familie, teoretic și practic, când ajungi în lume e foarte greu ca să, nu știu, să simți așa că aparți și tu lumii aceleia și că ai totuși o familia ta, cumva. Pentru că v-am zis că eu din familia mea nu cunosc decât pe mama și pe fratele meu și pe tatăl Vitre, care nu mai este în viață, din păcate. Mai știu așa câteva verișoare, dar doar din vedere și în rest nu prea cunosc pe nimeni. Adică nici probabil nu m-ar interesa neapărat, pentru că eu am familia mea acum și nu că am ajuns eu la un nivel în care să-mi dau aere și chestii de genul acesta, dar consider că este mai sănătos așa, pentru că oricum nu m-ar ajuta cu nimic, poate eu aș ajuta, da, dar nu am ajuns la punctul în care să mă consider în stare să îi ajut, să pot să le ofer ceva sau să pot să fac ceva pentru ei, dar consider oricum că este mai sănătos așa pentru mine să am familia mea și să-mi văd de familia mea. Și atâta vreau să zic la capitolul acesta. Probabil oricum am spus deja foarte multe, dar să revenim, e foarte important ca să știi că aparții cuiva, că ai o familie, că ești și tu în societatea asta cineva sau ceva măcar. V-am zis, eu nu consider că sunt, nu știu cine știe cine, important sau vreo vedetă sau chestii din astea, nici nu-mi doresc, nici nu aspir la chestiile astea. Eu doar am împărtășit cu voi din experiența mea și din viața mea, pentru că consider că sunt oameni care trec pe aici și probabil nu sunt atât de binecuvântați ca mine, dar vreau să vă spun că nu este imposibil. Am experiențele și colegilor și prietenilor care au fost la căsuță, copiilor care au fost la căsuță și să știți că au ajuns, mulți dintre ei au ajuns bine în viață și fără ajutorul unui om cum a fost mami pentru mine, un ajutor foarte bun. Sunt copii care s-au făcut doctori, sunt copii care au ajuns prin jurnalism, sunt copii care au ajuns, nu știu, alte fel de cu alte fel de joburi, cu alte feluri de joburi, prin străinătate și la familii foarte bune, cu familiile lor. Deci este posibil. Dar totul ține de și tine ca personalitate. Dar, bineînțeles, contează foarte mult de anturajul pe care îl ai, eu așa consider. Eu am fost o persoană care nu m-am băgat în anturaje din astea rele și probabil și asta m-a ajutat foarte mult să ajung unde sunt la momentul acesta. Faptul că nu am avut în jurul meu oameni care să mă tragă în jos, oameni care să mă îndemne la rele sau poate dacă am avut, a fost personalitatea mea și Dumnezeu care m-a ajutat și m-a oferit de treburile astea. Am foarte multe experiențe rele care dacă aveau loc în viața mea, probabil la fel, nu aș mai fi fost în ziua de astăzi aici. Crescând la sat, clar, sunt foarte multe experiențe care ți se pot întâmpla foarte nașpa. Țin minte că odată, ca să înțelegeți exact despre ce zic, țin minte că odată veneam de la școală și era un tip într-o mașină
care, gen, din punctul meu de vedere, căuta îndrumare să meargă undeva sau nu știu ce. Și m-a chemat la el, la geam, și mi-a spus, vină să te întreb ceva. Și eu, da, copil fiind, nu mi-am dat seama ce se poate întâmpla sau... Eram educată că nu vorbești cu străinii sau chestii din astea, dar fiind lăsat și, nu știu, negândit-o prea bine, probabil, fiind foarte mică, nu știu exact câți ani aveam, dar eram în școala generală, asta știu sigur, neștiind ce se poate întâmpla, m-am apropiat de persoana respectivă și persoana respectivă avea în mână o revistă cu anumite chestii, vă dați seama ce, și m-a întrebat dacă îmi place și i-am zis... Răspunsul meu a fost ăsta, mi-aduc aminte și acum, bă, ești prost sau ceva de genul ăsta, ești prost, și am fugit de acolo. Deci m-a ferit Dumnezeu de momentul ăla, nu știu cum, pentru că omul ăla putea să vină după mine, să alerge, să mă fure, să eu știu, să ce se putea întâmpla, Doamne ferește. Dar uite, cu Dumnezeu a fost cu mine și m-a ferit de foarte, 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 foarte multe experiențe din astea nasoale, pentru că... E inevitabil într-un sat, la o casă de copii, să nu se întâmple chestii de genul acesta. Așa că de asta vă spun, contează foarte mult și de personalitatea ta, de cum ești tu ca om, de credința ta în Dumnezeu, pentru că și asta ne-a ajutat foarte mult. Eu am crescut într-o credință foarte apropiată de Dumnezeu și... am avut o legătură cu Dumnezeu foarte strânsă, foarte mult și adică foarte mult, o perioadă foarte mare din viața mea și la momentul acesta încă sunt lângă Dumnezeu, chiar dacă na, momente în care cu toții știm momentele astea în care ne mai îndepărtăm, dar mereu sunt experiențe care ne fac să ne apropiem, să ne revenim, să ne gândim, uite, de exemplu, la mine numai treaba asta cu viața mea și ce s-a întâmplat și experiențele pe care le-am avut, mă fac tot timpul să îmi dau palme și să-mi zic, Georgiana, trezește-te, Dumnezeu e viu, stai lângă El, pentru că El te-a ocrotit și te-a ferit de tot ce s-a putut întâmpla și în continuare veghează asupra ta, ești sănătoasă, ai familia ta, ai un job, ai un salariu, e foarte, ar trebui să fii foarte mulțumitoare Dumnezeu pentru toate astea, pentru că ți se pot lua oricând și... e foarte trist să te gândești că se poate întâmpla asta doar pentru că tu nu reușești să stai lângă Dumnezeu și pentru că nu vrei să asculți de El. Da, și cam asta ar fi așa povestea vieții mele. Sper din suflet că am reușit să vă aduc un pic de speranță. Măcar persoanelor care v-am zis, vreți să nu aveți posibilitatea de a face un copil sau de a rămâne însărcinată, fetelor, vă îndemn să nu excludeți din lista voastră treaba asta cu înfiatul, pentru că, vă spun, experiența pe care eu am avut-o și pe care eu v-am spus-o a avut un impact foarte mare asupra mea și asupra multor oameni care tot așa și eu am înfiat, ei au înfiat, oameni pe care eu îi cunosc și sunt foarte binecuvântați de Dumnezeu, sunt foarte mulțumitori, sunt foarte fericiți cu alegerea pe care au făcut-o și vă dați seama că bine acesta se întoarce. Pentru că viața noastră, la fel cum noi ajutăm pe alții, la fel binele se va întoarce și asupra noastră. Și nu spun să facem treaba asta pentru că vom fi binecuvântați și se va întoarce binele, nu, ci pentru că împlinirea și satisfacția va fi mult mai mare decât dacă nu am face-o. Cunosc, v-am zis, multe persoane care au înfiat și care sunt deci cei mai fericiți cu alegerea pe care au făcut-o. Pentru că altfel ajungi să fii singur în lumea asta și să simți că nu ai niciun scop, că nu ai pe nimeni, că la un moment dat rămâi fără nicio rudă, ce faci? Și e foarte greu. Cunosc aici cazuri în Anglia de oameni care nu s-au căsătorit, dar au divorțat sau s-au căsătorit, dar și-au pierdut partenerii și nu au avut copii, au rămas singuri și acum depinde unul și de altul și stau la milia lor și e foarte, foarte greu. Chiar la muncă am o tipă care îmi povestește mereu de o englezoaică care nu a înfiat copii, care a fost singură și ce greu e fără. Ce grea e viața pentru persoanele din jurul ei care o cunosc și cât de nașpa e viața ei fără copii. Așa că
nu excludeți varianta aceasta de a-mi fia, dacă aveți posibilitate și inima, cum am zis, să faceți treaba asta. La fel, persoanelor care treceți prin experiența prin care eu am trecut la momentul acesta, nu vă fie rușine să vă spuneți viața și să spuneți de unde ați plecat, pentru că consider că prin experiența voastră și prin sinceritatea voastră veți alege, veți aduna lângă voi persoanele potrivite și veți primi ajutorul la momentul potrivit și vă va ajuta foarte mult. Eu, cel puțin, așa am fost întotdeauna, nu m-am ascuns. Bineînțeles că au fost momente în care nu am dus eu și am strigat în gura mare, hei, eu sunt de la o casă de copii, nu am părinți, chestii de genul ăsta, nu. Pentru că, bineînțeles că depinde foarte mult când, cum faci treaba asta. De exemplu, eu dacă probabil făceam chestia asta la liceu, nu aveam foarte multe beneficii decât poate mult bullying. Deși consider că liceul unde am fost eu nu cred că s-ar fi întâmplat așa ceva la liceul acela, dar nu este exclus. Consider că prin faptul că eu am fost sinceră cu oamenii de lângă mine, care s-au apropiat de mine doar pentru simplu fapt că eu am avut personalitate pe care o am, prietenoasă și și talentată, că am cântat la pian tot timpul, am considerat că fiind deschisă și spunându-le despre mine și chestii de genul acesta, mi-am făcut niște relații foarte strânse și nu numai asta, dar mi-am făcut cumva și un fel de familie. O familie pe care eu nu am avut-o, cel puțin, la început, inițial, când o aveam decât pe mami și probabil 2-3 prieteni, dar deschizându-mă și făcându-mi așa legătură cu mai mulți oameni, oameni pe care vi-am enumerat și mai devreme, consider că cumva mi-am întregit familia, mi-am făcut o familie mai mare și mă simt mult mai bogată din punctul ăsta de vedere. Așa că nu încetați să fiți sinceri cu voi, sinceri cu oamenii din jurul vostru, doar să aveți grijă să fiți sinceri cu oamenii potriviți, să nu fiți sinceri în fața oamenilor care, adică nu sinceri, să nu dați detaliile astea oamenilor care nu sunt neapărat interesați de voi într-un fel bun, ci care vor să vă facă rău. Așa că încercați să faceți diferență între oamenii care vor să vă facă rău și oamenii care vor binele, pentru că voi veți avea de câștigat. Sper că asta a fost tot ce am avut așa de zis. Sper că experiența mea și da, lucrurile pe care vi le-am spus despre mine să nu vă fi schimbat deloc părerea despre mine, mă refer într-un sens rău, pentru că eu consider că sunt un om normal și mai ales la momentul ăsta că am 27 de ani, am familia mea, am un job, sunt un om perfect normal, nu am nicio problemă, nici mentală, nici cum vreți voi, sunt pur și simplu un om normal care pur și simplu a avut ghinionul ăsta, dacă vreți, să se nască într-o familie care a fost destrămată și nu a avut cum să mă crească și pur și simplu am fost pe mâna altor oameni care au avut grijă de mine și m-au făcut să devin un om cât de cât, na, în viața asta normal, dacă vreți așa. Nu că nu eram normală, dar mă refer un om care să ajungă să aibă și un job și o calificare și o familie normală și o viață de credință, pentru că și asta e foarte important. Dar, da, deci cum spuneam, sper că nu v-ați schimbat deloc părerea despre mine, sper că acum înțelegeți de ce în unele videoclipuri nu veți vedea foarte multe din legate de familia mea sau chestii din astea, pentru că, v-am spus, eu am o experiență puțin mai diferită față de voi, probabil, și da, cam asta e treaba. Bun, mulțumesc din suflet dacă ați reușit să vedeți tot acest videoclip. Știu că este foarte lung, dar este videoclipul vieții mele. La un moment dat m-am gândit să... La un anumit moment dat m-am gândit să scriu o carte despre viața mea, pentru că sunt multe, 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 multe chestii pe care le-aș putea scrie în cartea aceea și sunt sigură că ar schimba viața și mentalitatea multor oameni.
dar o să vedem la momentul potrivit, când o să reușesc să găsesc poate persoanele potrivite să mă ajute să fac treaba asta, o să fac și treaba asta, pentru că eu consider că am o viață frumoasă și merită împărtășită cu cât mai mulți oameni, deși poate și prin blogul acesta va fi împărtășită cu foarte mulți oameni, dar la momentul probabil când voi scoate carte și cu oamenii potriviți lângă mine, poate voi reuși să expun ideea mea și concluzia mea mult mai bine decât am făcut-o acum. Și da, sigur, mentalitatea mea va fi diferită. Voi fi mult mai matură la momentul acela, mă gândesc. Pentru că ne maturizăm pe an ce trece. Bun, mulțumesc foarte mult că v-ați luat din timp și ați văzut și acest vlog. Dacă considerați că merită un like și, nu știu, o distribuire sau să vă abonați la canalul meu, sper din suflet să faceți și treaba asta. Nu am făcut videoclipul ca să cresc abonații, poate se gândește cineva, nu, pur și simplu am considerat că trebuie să vă spun și treaba asta, să înțelegeți mai multe despre mine, persoanelor care mi-ați rămas alături aici pe YouTube și sunteți abonate și consider eu că sunteți așa din comunitatea mea, consider că trebuie să vă spun și treaba asta. Și ce să zic, nu uitați ce v-am spus, dacă puteți să faceți un bine, să-l faceți și să nu dați înapoi, pentru că Dumnezeu vă va răsplăti. V-am pupat și ne vedem la următorul vlog.